Londra, stați-a pierdut din Olimpice, mai mare presiunea pe tine sau pe colegiul tău? Eu merg la Londra să vin cu medalii de acolo, nu vreau să mă gândesc că trebuie să câștig din nou titlul olimpic, sunt campioană olimpică. Eu am muncit pentru asta, eu vreau să vin de acolo cu orice medalie este binevenită. Bineînțeles, medalia de aur e cea mai bună, nu? Sunt mai mari bagajele ca și voi. Sunt mai mari, da, nici nu știm câte kilograme sunt în bagaje, pentru că avem 4 kimonouri plus echipamentul, plus câteva inuțe de ale noastre, deci nici nu vreau să mă gândesc când o să ajungem cu ele la casă să le cântărim. S-au făcut ceva modificări în regulament față de Beijing? Da, s-au făcut mai multe și pe mine un pic m-a dat peste cap asta, dar eu sper ca cei 4 ani de zile să fi pus la punct ceea ce aveam de pus, pentru că procedeele care eu aruncam și terminam meciurile imediat, acum nu se mai poate și acum e un pic mai greu pentru că ar trebui să rezist mai mult într-un meci, pentru că durează 5 minute plus 3 minute golden score și așa dacă nu cum îl terminam înainte în câteva secunde, acum durează un pic mai mult. Ai experiență singură, care are experiență, ce le spui sau ce sfaturi le dai colegilor tale care merg pentru prima dată la olimpiadă? Bine, ele acum nu trebuie să o ia ca o olimpiadă atunci când ajung acolo, pentru că și pun prea multă presiune asupra lor. Dar bine, ele cel mai bine or să vadă acolo când o să se afle în satul olimpic, când o să vadă atmosfera de acolo, o să simtă ele, bine, emoțiile acelea dinaintea unei mari competiții. Dar eu le zic să aibă încredere în ele, că au muncit și au muncit foarte bine și nu m-a trebuit să-și facă treaba așa cum și-o fac și la sală, bine. Ai văzut imagini, am văzut imagini din satul olimpic, steagul României a fost arborat deja pe 4 etaje. Da, am văzut chiar azi dimineață, iar la știri, că i-a lăsat pe vizitator să meargă pe cei din Londra să meargă să viziteze satul olimpic. Da, și aveam așa emoții, ne simțeam ce am simțit la Beijing și acum voi vedea acolo cum o să fie. Emoții în obiect, să sport în urmă? Bine, mi-am pus-o pe ale mele, acum nu pot să zic nimic pentru că sunt superstițioasă și vreau să le țin încă acolo. Familia ta când ajunge? Familia mea acum e în aeroport, probabil s-au și îmbarcat, ajung înaintea mea. Vorbesc diseară cu ei și vor spune ei cum este pe acolo. Și vom retrăi noi români emoțiile cu Beijing. Eu asta sper, asta îmi doresc. Sper ca și eu și cei de acasă și cei de lângă mine, cei dragi, să simtă ce am simțit eu la Beijing și ce au simțit și ei atunci la Beijing. Așa îmi doresc. Sufletul așa puțin împărțit. E ultima competiție. Eu nu vreau, da, într-adevăr, dar nu vreau să mă gândesc la asta. Deocamdată am zis că cam 60-70% va fi ultima competiție. Voi vedea după ce mă voi întoarce de acolo. Natalia, de acum 4 ani unde stai? Acasă, la mine. E bine pus acolo. Mai e loc lângă ea. Oh, da, acum loc se face, nu-i problemă.